De la începutul acestui an, Direcția pentru Protecția Copilului Gorj a înregistrat 143 de sesizări de neglijență, abuz sau violență în familie. În cele mai multe situații este vorba de abuz emoțional, fizic sau sexual. Numai anul acesta, 12 copii au fost abuzați sexual. Din cele 143 de sesizări făcute Direcției pentru Protecția Copilului Gorj, anchetele au confirmat 87 de cazuri de abuz, neglijență sau violență în familie. De la începutul anului 2016, la nivelul compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, violență în familie, am avut 143 de sesizări. Dintre acestea, din 143 de sesizări, abuz emoțional 27, abuz sexual 12, abuz fizic la fel 12 sesizări. Minorii abuzați sunt incluși într-un program de consiliere psihologică și mulți dintre ei au nevoie de sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției de Protecție a Copilului pentru perioade lungi de timp. Acești copii sunt prinși într-un program de consiliere. Avem la nivelul Direcției consilierii specializați, psihologi specializați care lucrează cu acești copii, sunt prinși într-un program de consiliere atât de scurtă durată cât și de lungă durată în funcție de natura intervenției. Direcția pentru Protecția Copilului Gorj are în lucru în acest moment 6 sesizări cu privire la abuzul asupra minorilor.